Niciun cuvânt despre partenerii de guvernare de la Partidul Social Democrat. Acesta a fost reacția premierului Emil Boc atunci când a fost întrebat dacă democrat-liberalii au discutat în cadrul Colegiului Director de marți 23 iunie despre disensiunile apărute între grupurile miniștrilor PDL și cei ai PSD. O să fiți surprinși, dar nu știu dacă a fost abordat cuvântul PSD o dată sau de două ori în această ședință a Partidului Democrat-Liberal, pentru că v-am spus preocupările pe care le are în acest moment Partidul Democrat-Liberal sunt în esență legate de gestionarea cu responsabilitate și maturitate a actualei situații de criză economică din România. Șeful executivului a dat asigurări că discuțiile s-au concentrat pe subiecte mult mai importante pentru partid și pentru România în contextul crizei economice. Astfel, Boc a precizat că a fost făcută o analiză a rezultatelor alegerilor europarlamentare și au fost propuse anumite măsuri care se impun în urma acestuia. Pe lângă această problemă, premierul consideră că situația economică a țării trebuie să fie o prioritate a Partidului Democrat Liberal. Am făcut o analiză lucidă a rezultatelor la alegerile pentru Parlamentul European. Am putut observa că a existat o mobilizare a tuturor organizațiilor Partidului Democrat Liberal și în același timp, pentru a putea îmbunătăți activitatea unora dintre organizații, am stabilit ca fiecare membru al Guvernului, fiecare ministru, să aibă în responsabilitate cel puțin o organizație din cele 9 cu rezultate sub media partidului. Preocuparea majoră a Partidului Democrat Liberal o reprezintă salvarea locurilor de muncă ale românilor, dezghețarea creditării, absorbția fondurilor europene și utilizarea tuturor resurselor financiare disponibile pentru infrastructură. Boc a menționat că există o preocupare deosebită pentru a putea folosi resursele financiare alocate trimestrului 4 în trimestrul 3, situație care ar determina o creștere economică în condițiile date.